Poliția locală a aplicat amenzi credincioșilor care au parcat în fața Bisericii Ortodoxe pogorârea Sfântului Duh din Lugoj. Șoferii opriți neregulamentar au fost luați la rând de poliția locală. Motivul? Indicatoarele oprirea interzisă, postate în zonă și cărora șoferii nu le acordă atenția cuvenită. Așa că poliția locală a trecut la acțiune chiar în timpul slujbei de duminică. Exact la fel a acționat un angajat de la poliția locală care a decorat bucată cu bucată autoturismele cu autocolant specifice. În plus, mașinile oprite neregulamentar au fost fotografiate, să nu existe discuții. Pentru a-i descuraja pe credincioși să-și lase mașinile chiar lângă biserică, acolo unde este interzisă oprirea, oamenii legii promit noi acțiuni.